se aduce la cunoștință publică. Să vă anunțăm că merită să vă uitați în fiecare zi la TVH. Vă spune toboșarul cetății din Sighișoara, la Târgu de Turism a României, ediția 31. Facem cumva să fie bine pentru turismul românesc cultural. Am zis! Într-un an și două luni am reușit să construim niște proiecte care rămân. Doresc lui Răzvan și Autorității Naționale pentru Turism, dar și Direcției de Strategie, pentru că l-am văzut aici pe directorul de strategie, ministrului Jianu, să continue aceste proiecte, pentru că prea mult în 23 de ani am mers pe sistemul meșterul Manole. Ministrii trebuie să continue strategia începută pentru a putea să folosim eficient resursele și umane și materiale. Mă bucur că la insistența Asociației ANAT am reușit să trecem deocamdată prin comisii legea etichetelor și sper că Răzvan va fi la fel de bătăios. A văzut cum ne-am luptat în comisii, va continua alături de Luci și de ceilalți reprezentanți să ajungă să se voteze în plen această lege necesară pentru dezvoltarea turismului.